Bună ziua, stimați prieteni, sunt Vyacheslav Ioniță și astăzi suntem la cea de-a 12-a ediție a analizelor economice. Vreau aici să reamintesc că este un proiect comun Idis Viitorul Privesc Eu și ne puteți urmări fie pe pagina Idis Viitorul Privesc Eu sau pe pagina mea ioniță.md la rubrica analize economice, unde găsiți și precedentele 11 analize economice pe diverse teme din Republica Moldova. Astăzi vreau să discut un subiect care puțin se discută în Republica Moldova, cât suntem noi. Cât suntem sau cât am mai rămas noi din Republica Moldova, din ce cauze că Biroul Național de Statistică ne-a oferit câteva cifre triste. Anul trecut, în 2020, am avut o migrație, după cum și anticipam, Idis Viitorul efectuează deja 5 ani la rând o cercetare privind numărul populației care intenționează să plece din țară. Noi am estimat că vor pleca de la 35 la 40 de mii de oameni, au plecat aproape 37 mii de cetățeni în Republica Moldova, au părăsit țara. Și al doilea cifră trist este că sporul notoral a fost unul, este cel mai mare din ultimii vreo 15 ani de zile. Am avut încă o perioadă mai tristă, vom vorbi ceva mai târziu. Aproape 10 mii de oameni s-au redus populația Republicii Moldova de facto. Deci s-au născut cu 10 mii de moldoveni, mai puțin decât au decedat. Este o tendință foarte periculoasă. Deja de 25 de ani Republica Moldova înregistrează spor natural negativ, populația noastră scade, avem migrație temporară, avem migrație permanentă, care oameni sau de zi de cetățenie Republicii Moldova au plecat din Republica Moldova, nu sunt atât de mult, dar totuși sunt. Deci eu cred că trebuie să discutăm cât suntem noi, cât s-a mai rămas noi și cine sunt cetățenii Republicii Moldova. Dar înainte de a aduce detaliile, suntem o țară complicată. Cred că în lume veți găsi rar așa o țară care are atât așa o combinație de factori. În primul rând, noi avem 4 tipuri de cetățeni și pentru fiecare grup de cetățeni trebuie să lucrăm aparte. Atunci când încerc să înțeleg fenomenul populației Republicii Moldova, câți cetățeni în Republicii Moldova au rămas, eu trebuie să înțeleg că noi, din primul rând, vorbim de cetățenii Republicii Moldova, din dreapta ministrului, teritoriul controlat de autoritățile statului, care sunt în prezent în țară sau care cel puțin de ultimii 12 luni s-au aflat, sunt în țară. Al doilea grup de cetățeni sunt cetățenii din dreapta ministrului, care sunt cetățenii Republicii Moldova, dar se află în prezent peste hotarele țării. A treilea grup de cetățeni sunt cetățenii din stânga ministrului, care sunt toți cetățenii Republicii Moldova, care în prezent se află pe teritoriul din stânga ministrului. Evident, al patrulea grup sunt cetățenii din stânga Nistrului, care e exact ca și cetățenii din dreapta Nistrului și au luat lumea în cap și au plecat peste hotare și în prezența au luat peste hotarele regiunii din stânga Nistrului. Și în sfârșit, a cincilea grup micuț, care noi pur și simplu îl marcăm aici ca să știți acest lucru, dar el nu este utilizat în statistica noastră, sunt cetățenii voiajori, de cei care nu sunt plecați peste hotare, dar nici nu sunt în Republica Moldova, dar fac navietă de scurtă durată pentru câteva luni de zile la muncă. Ei nu sunt văzuți nici în statistică că au plecat, ei sunt văzuți că în statistica care sunt, dar permanent avem undeva 100-150 de mii de oameni plecați peste hotarele țării, care nu intră în statistica celor plecați. Deci putem spune că numărul moldovenilor aflați peste hotare este cu mult mai mare decât numărul din statistică, din simplu motiv că mai sunt și acei voiajori sau cei care pleacă, fac navietă de scurtă durată. Cât suntem noi? Dacă nu uităm atent la populația Republicii Moldova, eu am luat populația care se află pe teritoriul Republicii Moldova. După aceasta vom da anumite detalii. De ce am luat pe aceștia? Ca să vedem, țara noastră este depopulată sau nu este depopulată. Nu ar fi corect să introducem cetățenii care se află pe hotarele țării, deoarece legătura lor cu țara este foarte slabă și ține mai mult de transferurile acasă, de emoțiile și mersul la votare. Dar în rest, ei nu mai sunt în Republica Moldova. Dacă ne uităm atent, populația noastră, țara noastră se depopulează destul de activ. În anul 1991 noi am avut recordul istoric absolut când populația țării a ajuns la 4.364.000, dintre care în stânga Nistrului erau 731.000, în dreapta Nistrului 3.633.000. Avem o mică problemă cu populația din stânga Nistrului. În opinia mea ei erau în jur de 690.000, dar datele din stânga Nistrului dau 731.000. Bănuiesc că i-au introdus aici și anumite categorii de oameni care nu erau într-adevăr cetățenii din Republica Moldova sau cel puțin cetățenii autoproclamate regiuni transnistrene, lucru care se va vedea ceva mai târziu și voi arăta de unde vin bănuielile mele. Dar avem datele așa, 731.000 în stânga Nistrului, 3.633.000 în dreapta Nistrului, în total eram 4.364.000. Acești 30 de ani, până în 2021, populația țării noastre,
aflată în Republica Moldova sau aflată pe teritoriul țării noastre, redus cu 1,5 milioane. Este cea mai dramatică scădere a populației. Noi în prezent suntem 2.900.000 pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dreapta și stânga Nistrului. Vedem 2.900.000, este mai puțin decât a fost în anul 1960. De fapt, noi încet, încet ne apropiem de anul 55, după asta, dacă Doamne ferește, va continua lucrurile 50 și mai timp să mă gândesc ce va fi în viitor. Deci, la noi, în prezent, populația Republicii Moldova este mai mică decât acum 60 de ani în urmă. În 30 de ani, populația Republicii Moldova, după ce a început declinul, a scăzut cu 1,5 milioane. De ce cauză a scăzut? Acușa discutăm. Pe teritoriul Republicii Moldova avem 2,6 milioane de cetățeni, în stânga Nistrului este imens că în prezent trăiesc puțin peste 300.000 de cetățeni, restul sunt cetățeni a Republicii Moldova, care au cetățenii sau nu au, sunt cetățenii autoproclamate regiuni cetățenii, numai că ei nu se află pe teritoriul regiunii, dar sunt în afara regiunii, fix ca și cei din Republica Moldova. Deci, pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum l-am știut noi și așa cum îl știm noi, în prezent trăiesc 1,5 milioane mai puțin cetățenii care au trăit acum 30 de ani în urmă. Haideți să ne uităm cum s-a diminuat numărul cetățenilor. Dacă ne uităm atent, în anul 1991, tot cetățenii Republicii Moldova, următorul grafic, în 30 de ani de zile, era de 4.364.000, s-a redus la 2.900.000, sau cu o reducere cu aproape 1,5 milioane, sau de 1,5 ori. Deci populația noastră a scăzut cu de 1,5 ori în 30 de ani. Pe dreapta Nistrului, situația nu este atât de dramatică și acum și-o voi explica care este motivul de bază, că de fapt comportamentul cetățenilor din dreapta Nistrului și stânga Nistrului este aproximativ la fel, cu o mică excepție, migrația și migrația temporară sau migrația definitivă. În stânga Nistrului populația s-a redus de 2,4 ori, de la 731.000 la 306.000 sau 425.000 de cetățeni, deci este... Nu cred că veți găsi în Europa o altă țară unde am avut, sau o altă regiune unde avem așa o depopulare cum se întâmplă în stânga Nistrului. 2,4 ori s-a redus populația reală aflat în regiunea transnistreană comparativ cu acum 30 de ani. Cum s-a redus? Factorii care au determinat reducerea populației sunt trei. Prima este sporul natural negativ. Se confruntă și stânga Nistrului și dreapta Nistrului. Pe stânga Nistrului am dau datele estimative. Voi depune eforturi ca să pot stabili datele reale. În dreapta Nistrului datele avem cât de cât bune. Doi este migrația pentru totdeauna. Deci cei care au plecat peste hotare și s-au dezis de cetățenia Republicii Moldova sau s-au dezis de cetățenia în cazul când sunt în regiunea transitană. Deci ei nu mai sunt. Fie este sporul negativ, fie au plecat pentru totdeauna. Și în sfârșit migrația temporară sau cei care s-au peste hotare în țară. Dacă ne uităm la următorul factor, vedem ce factorul a determinat diminuarea populației. Dacă ne uităm, populația în total pe ambele maluri ale Nistrului s-a redus, dar vom discuta fiecare mal separat, le vedeți pe grafic populația pe ambele maluri ale Nistrului s-au redus cu aproape 1,5 milioane. Pe malul drept, populația s-a redus cu 1.036.000. Deci cetățenii din Republica Moldova care în prezent sunt în țară, numărul lor a scăzut cu 1.036.000. Aceasta este condiționat de trei factori. Primul este sporul natural. Deci, în ultimii 30 de ani, în Republica Moldova s-au născut cu 69.000 de copii mai puțin decât au decedat. Și în felul acesta, populația noastră pur și simplu scade. Dacă mai adăugăm aici 27.000, sunt estimările mele, din stânga Nistrului avem aproape 100.000 de cetățeni în Republica Moldova, au murit mai mult decât s-au născut. Așa ceva n-a mai fost niciodată în istoria noastră, ce puțin în istoria observată, nu există așa ceva, suntem cea mai mare dramă prin care trece poporul nostru, prin faptul că noi pur și simplu dispărăm ca națiune și lucrul acesta va fi văzut ceva mai târziu. Al doilea este migrație definitivă. Ce avem în vedere sub migrație definitivă este cetățenii Republicii Moldova care au părăsit Republica Moldova definitiv sau de zi de cetățenii, nu mai sunt cetățenii Republicii Moldova și s-au stabilit cu traiul în altă parte. În dreapta Nistrului estimez că avem undeva 35.000 de oameni, în stânga Nistrului sunt 240. Și aici v-am spus că sunt datele acestea care mie îmi creează puține probleme, deoarece noi acele 731.000, el de fapt este o cifră
care în opinia mea este puțin exagerată, iar scăderea numărul populației din stânga Nistrul nu este legată doar de creșterea sporului natural negativ, dar și de faptul că foarte mulți au plecat din regiune și nu mai sunt parte nici măcar nu sunt înregistrați ca cetățeni autoproclamate regiuni din stânga Nistrului. Avem 240.000. Și în sfârșit migrația. În partea dreaptă a Nistrului, în opinia mea, pe scotarele țării se află 932.000 de cetățeni, în stânga Nistrului 158.000. Diferența dintre dreapta și stânga Nistrului este că în dreapta Nistrului 26% sau fiecare parte de cetățean este plecat pe scotare, în stânga Nistrului 33% sau fiecare a treilea cetățean este plecat pe scotare. De fapt, migrația și plecarea cetățenilor din stânga Nistrului este cu mult mai puternică. Depopularea regiunii din stânga Nistrului a fost cu mult mai mare decât în dreapta Nistrului, condiționată de doi factori de bază. Numărul mare de cetățeni care au plecat definitiv din regiune și numărul mare de cetățeni care se află peste hotarele regiunii în căutarea unui loc de muncă. Pentru a arăta drama prin care trecem noi, am considerat util să fac următoarea comparație. Care este ponderea populației Republicii Moldova în populația globală? Dacă ne uităm atent la grafic, în anul 1961, în 1970, 0,1% din toată populația globului erau cetățenii care trăiau teritoriul Republicii Moldova. Noi, fiind o țară micuță, cu o populație micuță, aveam o contribuție sau un ponder în populația globală de 0,1%. Însă, începând cu anul 1980-90, populația noastră sau ponderea noastră în numărul populației globale a scăzut continuu din simplu motiv că noi creșteam, dar nu atât de rapid cum creșteau și populația altor țări. Și în felul acesta, în 80 eram 0,09%, în 92, când avem datele, practic, eram 0,08%, deci vedeți, populația noastră scădea în condițiile în care populația globului creștea. Populația noastră creștea, dar nu atât de rapid. După anul 92, populația globului pământesc, în foarte multe țări ale lumii creștea, dar la noi populația a început să scadă. A început să scadă efectiv, deci populația scădea ca număr, noi ne-am redus cu peste 100.000, și ca migrație avem 1.000.000, deci noi avem reducerea populației, fix au redus cu 100.000 ca număr, fie că au plecat definitiv de piscotare vreo 270.000, fie că au plecat temporar piscotare peste 1.000.000 de oameni. Și noi avem în prezent populația Republicii Moldova. Toată populația care se află în țară și care se află peste hotare, dar sunt cetățenii în Republicii Moldova, sunt 0,3-0,5% sau în 50 de ani. Ponderea populației Moldovei în populația globului s-a redus de două ori, de la 0,1% la 0,05%. Iar dacă luăm populația care în mijlocie se află teritoriul Republicii Moldova, noi suntem doar 0,3-0,4%, sau ponderea populației care se află pe teritoriul Republicii Moldova s-a redus de 2,5 ori în ultimii 50 de ani. Și aceasta este legată de migrație definitivă, de sporul natural negativ și de migrație temporară. Dacă ne uităm atent la sporul populației, de fapt care m-a făcut să analizez acest lucru, la noi s-a început scăderea numărului populației sau sporul natural negativ a început cu anul 96. Deci până în anul 1996, am luat câte 5 ani, populația Republicii Moldova lent, dar creștea întotdeauna. După anul 1996, dacă vă uitați atent, numărul populației care a decedat este relativ stabilă, în ultima perioadă scade și este legată de doi factori. Numărul populației care în 5 ani de zile pleacă din viață scade din două motive. În primul rând suntem mai puțini, în al doilea rând totuși asistăm la o creștere a vieții la cetățeni. În ultimii 15 ani speranța de viață la cetățenii Republicii Moldova a crescut cu 5 ani de zile. Altfel spus, bătrânii noștri nu pleacă repede și slava Domnului trăiesc pentru noi și din cauza aceasta noi în ultimii 10 ani de zile avem o reducere a numărului populației prin decese mai mică decât a fost în perioada precedentă, dacă înainte decedau în 5 ani de zile cam 210-215.000 cetățeni. Acum suntem undeva la nivel de 190.000. Însă creșterea numărului populației, dacă am avut 214.000, în ultimii 5 ani de zile am avut cea mai mică creștere a numărului populației, îmi permit să spun, cel puțin în ultimii 100 de ani. Deci avem, ca număr,
ca rată de natalitate, noi suntem într-o catastrofă. În prezent, natalitatea în Republica Moldova este aproape de 4 ori mai mică decât, de peste 4 ori mai mare decât a fost acum 100 de ani. Avem 167.000. Și dacă ne uităm atent, observăm că sporul natural în Republica Moldova în ultimii 25 de ani este negativ. Cu mici excepții, în 96-2000 sporul natural a fost relativ micuț, minus 1000 de persoane, 2011-2015 iarăși am avut un spor natural negativ micuț și este legat de faptul că s-a păstrat rata natalității înaltă, iar rata deceselor a scăzut destul de puternic legată de creșterea speranței de viață cetățenilor. Însă, în ultimii 5 ani de zile, noi avem o scădere a numărul populației cu 23.000 și este legată de faptul că avem o rată natalității foarte mare. Eu, dacă vă uitați atent în grafic, avem 2001-2005 și 2016-2020, când rata natalității în Republica Moldova a fost foarte mică. Atunci am avut 185.000, o scădere bruscă față de perioada precedentă și acum avem 167.000, o scădere bruscă. Sper că aveți o memorie vizuală bine și veți putea face legătura dintre din ce cauză la noi a scăzut rata natalității în 2001-2005-2016-2020. Dacă vedeți atent, rata natalității scade exact în perioada când avem cel mai mare număr de migrații. Ce înseamnă lucrul acesta? Migrația populației are câteva efecte negative, dar unul dintre care este scade disponibilitatea familiilor, chiar dacă ele sunt formate. Imaginați-vă, soț-soție, unul este plecat, unul a rămas în țară, sau din contra, soț-soție, ambii au plecat peste hotare și ei, migrația îi determină să nu nască copii. De fapt, dacă vă uitați atent, am putea spune, concluzia ar fi, rata, sporul natural negativ este determinat în ultima perioadă de scăderea natalității de copiilor, iar scăderea natalității în cea mai mare parte, sunt mulți factori care influențează scăderea natalității, dar cea care ne lovește cel mai mult este migrația populației. Deci noi vedem o legătură directă dintre migrația sau dintre explozia de migrație a populației Republicii Moldova, care, încă o dată repet, a fost de două ori, am avut o explozie de migrație, 2001-2005, 2016-2020, și aceste explozii de migrație au adus ca efect negativ scăderea numărul populației și sporirea efectul negativ a sporului natural a populației. Deci, de două ori în istoria noastră, noi am avut lovituri. Oamenii au plecat, copiii nu s-au născut, sporul a fost negativ. În 2001-2005 a fost 27.000, s-a redus numărul populației și acum 23.000. De fapt, în aceste 10 ani, scăderea populației a fost cea mai dramatică. Și ultima ca să fie clar, dacă vă uitați atent, populația Republicii Moldova din dreapta Nistru, am vrut să arăt că noi, de fapt, cea mai mare dramă prin care trecem noi, din ce cauză noi suntem puțini în țară, nu este legat de sporul natural, dar este legat de migrație. Dacă vă uitați, în anul 95, în Republica Moldova erau 3.655.000 locuitori. În prezent, noi suntem 3.530.000. De fapt, numărul populației noastre s-a redus cu 120.000 și este determinată de doi factori. Unul este că s-au născut mai puțin copii și doi este că unii au plecat definitiv pentru totdeauna din Republica Moldova. Așa, în felul acesta, noi real ne-am redus cu 120.000. Dar cât suntem în țară? În anul 2095 noi eram în țară 3.530.000. În prezent suntem în țară 2.600.000. 930.000 de cetățeni s-au luat peste hotarele țării sau cu 800.000 mai mult decât anul 1995. De fapt, putem spune că drama prin care trece teritoriul nostru, format din Republica Moldova, atât de stânga și dreapta Nistrului, este legată de migrația populației în căutarea unui loc de muncă, avem peste 1.000.000 de oameni, de plecarea oamenilor definitiv din țară, în special din stânga Nistrului, care au plecat definitiv din regiune, și din sporul natural negativ, care îl estimăm undeva la 100.000 de oameni. Asta a fost pe astăzi. Noi, din nefericire, suntem din ce în ce mai mici, în sensul că ponderea noastră în numărul populației globale în ultimii 50 de ani s-a redus dramatic în valori absolute de două ori, dar dacă ne luăm la cei care suntem în țară, numărul nostru s-a redus de 2-5 ori comparativ cu restul populației globului. Vă mulțumesc mult și până data viitoare când vom avea, sper că un subiect cu mult mai optimist decât l-am avut astăzi.